Vă salut și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi nu facem un clip cu probleme la mașină, Doamne ajută, ci dimpotrivă facem un clip cu îmbunătățiri. Mai exact, vom pune LED-uri pe mașină la faruri și înainte să opriți acest clip și să scrieți în comentarii: bă, nu sunt legale, n-ai voie cu așa ceva, lăsați-mă puțin să vă explic. Deci vom pune aceste LED-uri în primul rând pe faza lungă și vom folosi aceste lumini doar pe drumuri neiluminate public, pe drumuri de țară, pe drumuri unde lumina nu este foarte bună, pe autostradă vom folosi aceste becuri când nu vin mașini din sens opus și în primul rând punem aceste LED-uri ca să mă ajute pe mine pentru a avea o vizibilitate mai bună în cazul în care apare un obstacol în fața mașinii pe timp de noapte. O să avem o lumină mult mai bună să vedem acel obstacol și nu punem aceste LED-uri ca să deranjăm în trafic sau să orbim în trafic, să mai știu eu ce, sau să facem chestii ilegale. Deci ne ajută strict la condus și în momentul în care nu este lumină foarte, foarte bună pe drum. Pe faza scurtă avem becuri cu halogen de la Osram, iar acum pentru faza lungă am luat aceste LED-uri, probabil chinezești, o să vi le și arăt. Sigur sunt chinezești, la 159 de lei le-am găsit pe EMAG. Bineînțeles, voi puteți să găsiți LED-uri și mai scumpe, am văzut și de la Osram la 200 de lei, am văzut chiar și de la Philips la vreo 270 de lei pe acolo. Dar ăstea cel mai probabil sunt chinezești. Am zis să luăm deocamdată așa, să vedem dacă își fac treaba. Le-am luat cu cambus pentru a fi sigur că nu avem eroare în bord. Am găsit și fără cambus, cum ar fi ăstea de aici, la 170 de lei sau ceva în genul pe acolo. Dar nu aveau cambus și riscam să primim eroare în bord. Na, sunt LED-uri și mașina este veche, este din 2007 și sigur riscam să primim eroare în bord, așa că am zis ca să fim siguri să nu mai dăm returi, să nu mai dăm retur becurile acelea și să le luăm direct pe astea cu cambus. Oricum o să vedeți că este un cambus foarte mic, ar trebui să încapă fără probleme acolo. Hai să le desfacem să vi le arăt și vouă. Așa arată cutia, arată destul de interesant, le-am luat de pe EMAG. Bun, hai să le desfacem. Ia uitați ce fain se vede. Așa arată becurile. Ăsta e cambusul mic. Na, nimic deosebit. Au ventilator aici integrat. Deci n-ar trebui să avem probleme cu ventilatorul și cu cambusul. Ar trebui să nu fie eroare în bord, dar asta o să vedem după ce le montăm. Și mai avem aici o chestie de asta mică de montare, cum să le montez. Instrucțiuni. Instrucțiuni, exact. Deci toată procedura asta ar trebui să dureze în jur de 5-7 minute, n-ar trebui să dureze foarte mult. Așa că hai să ne apucăm de treabă și să le montăm. V-am zis, le montăm în primul rând ca să ne ajute pe noi. O să vă arăt cum se vede cu vechile lumini, pentru că în momentul în care dau faza lungă cu vechile lumini nu se vede mare diferență față de faza scurtă care am schimbat-o cu halogen de la Osram. Așa că de asta montăm LED-urile, v-am zis, să ne ajute pe noi în primul rând în cazul în care avem obstacole pe drumuri neiluminate și nu ca să ne dăm noi mari, cum v-am zis, că avem LED-uri și așa mai departe. Oricum sunt pe faza lungă, o să le folosim doar când este nevoie și când nu sunt mașini din sens opus. Deci faza scurtă rămâne cum este, așa că toate bune și frumoase, îi dăm drumul la montat. Bun! Îi dăm drumul la montat, am deschis capota, o să montăm pe faza lungă, cum v-am zis, aici prima dată și după aici, pentru că aici avem de desfăcut chestia asta de la aer și trebuie să desfacem de la două șuruburi, nu o să fie nimic complicat, mă gândesc că aici o să fie ușor de ajuns la faza lungă. Ei, aici tatăl meu ne ajută să montăm, ca noi să putem filma, ca de obicei, el ne ajută, a mai apărut prin clipuri, dacă îl știți foarte bine. Am montat și navigație pe Volkswagen cu el și am făcut și ceva pe la Audi, nu mai știu ce am făcut. Am montat senzorul. Senzorul de ploaie, da. Bun, hai să-i dăm drumul. Am pregătit și LED-urile acolo, da? Și le montăm. Hai să desfacem capacul de la... Are o clemă, dăm de ea în jos. Așa. Și ridicăm capacul și îl scoatem afară. Bun, perfect. Punem undeva bine. Simplu până aici. Aici sunt becurile, trebuie să băgați mâna bine înăuntru și trageți de el. Prindem de suport, are un suport de plastic, tragem de el, se aude un poc și becul ieși afară. Vă uitați poziția asta să fie în sus și la
celălalt bec când îl puneți, a ieșit afară, îl punem undeva pe un șervețel ca să nu-l atingem, să aibă grăsimi. Așa, nu atingem becul, că ăstea cu halogenă sensibile și... Luăm becul celălalt. Aici s-ar putea să avem o surpriză de polaritate, dar vom vedea la urmă. Punem întâi de altfel, ca să vedem, să nu-l mai întoarcem încă o dată. Acum ne trebuie dat drumul la lumini. Da, stai să mă să dau drumul la lumini. Da, nu merge, uite, am eroare, pentru că nu este bună poziția. Oprim și schimbăm. Ai schimbat poziția? Da, da. Hai să vedem din nou. S-a schimbat poziția la bec. Mai dăm o dată. Am aprins farurile, nu avem eroare. Dăm faza lungă. Ia uite. Merge. Perfect. Bun, acum stai să oprim. Dăm becul înapoi pe gaura lui, ne uităm să fie vârful în sus, pentru că altfel nu va intra. Trebuie să facă un țâng, nu? Da. Ia să vedem. Bun. Da, da. Mișcăm de el, vedem că nu mai mișcă acum un suport, înseamnă că e bine. Stai să vedem cum arată și aici, să vedem dacă l-ai pus drept. Nu l-ai pus bine, uite. Ăsta trebuie să vină pe laterale, deci atenție. Ce parte? Partea de lumină, nu se vede un pic de la farul ăstea. Partea de lumină trebuie să vină așa, pe lateral, da? Deci nu în jos, că nu poate să-ți bată lumina în sus. O alunecat ăsta, nu? Da. Deci partea aia de unde iasă lumina trebuie să vină în lateral. Deci am desfăcut asta de pe bec de aici, chestia asta. Să o băgăm acolo. Și după aia, dă ăla. Uite, se vede. Așa. Deci am desfăcut asta rotundă de aici, da, de pe becul celălalt și o să o băgăm acolo ca să stea bine, să vedem că am încercat acum, dar joacă. Am montat adaptorul. Acum trebuie să ne uităm că becul are două nuturi aici. Nuturile astea o să intre în două canale care le are adaptorul. Vedeți? Astea două canale. Da. Canalele. Becul se va băga în adaptor și se răsuce. Deci el nu rămâne pe canale. Da. Se răsuce pentru a se poziționa, a se întări. Bun. Băgăm becul, ne uităm după poziția canalelor. Gata, am băgat și becul aici. Au trebuit să întoarcem suportul pentru că l-am băgat greșit. L-am băgat în partea cealaltă și trebuia invers băgat. L-am întors, l-am fixat cât de cât bine aici pentru că nu stă extraordinar de bine. E un pic mai mare, dar acum e ok. Am băgat și becul, LED-ul. Uitați-l, așa arată, cât pot eu să filmez aici. Așa arată. Hai să-l probăm din nou, să vedem dacă merge. Aprindem farurile. Punem contactul la mașină. Merge? Am nimerit? Hai că l-am nimerit. Ia uitați-l cum se vede. Diferență pe ziua față de ăsta cu halogen. Ăsta e LED-ul și ăsta e cu halogen. Diferență, da? Hai să-l montăm și pe celălalt, din partea cealaltă. Să băgăm întâi firele și capacul. Așa, să băgăm și firele și capacul și după aia. Cam așa arată cambusul. Deci cambusul e băgat aici pe ăsta. Băgăm acolo înăuntru. Firele băgăm înăuntru. Și punem capacul. Punem capacul. Capacul are două cleme pe lateral. Îl băgăm aici. Închidem. Și gata. Bun, perfect. Hai să vedem acesta din... Primul bec e gata. Îi dăm cu următorul, trebuie să desfacem asta. Trebuie să desfacem aici. Dar putem scoate de la început, dacă vreți, filtrul de aer. Așa, desfacem acolo. Deci prima dată o să trebuiască să dăm din nou asta jos. O fixăm acolo. Fixăm acolo în far și după care băgăm becul. Bun, am demontat astea de aer. Și acum aici vine, aici e faza lungă, nu? Da, da. Faza lungă și poziția, cred că este clemă. Acolo. Are o clemă, dăm jos clema.
Scoatem capacul, la fel ca și dincolo. Perfect. Și acum scoatem becul. Scoatem becul de pe faza lungă. Ușor, așa. Frumos. Ne scoat și becul. Îl punem aici pe șervețel să nu-l atingem. Perfect. Și facem aceeași operație ca și dincolo. Da. Deci luăm ăsta. Luăm suportul. Ia suportul jos. Fixăm suportul acolo. Sperăm că la asta să meargă mai bine. Da, să sperăm că la asta merge mai ok. Aici ne-am chinuit în partea cealaltă puțin. Dar i-am dat de cap până la urmă. Așa, hai să vedem cum se vede și aici. Unde e în partea asta, uite aici. Acolo trebuie să vină suportul. Și acolo să băgăm și becul. Gata, într-un final am băgat și suportul. Acolo e suportul. Hai să vedem dacă vă pot arăta. De pe aici nu vă pot arăta foarte, foarte bine. Iar dacă ridic asta. Dar am băgat suportul, deci... Merge un pic mai greu decât becurile. Deci am băgat suportul pe acolo. Merge un pic mai greu decât becurile, dar a intrat. Într-un final a intrat. Hai să băgăm și becul. Băgăm și becul. E bine că ne permite să rotim cum vrem. Și ne ajută. Băgăm o dată aici. E cam lung. Ce e lung? Becul. Gata, într-un final am reușit să-l băgăm. Am băgat suportul și după care am băgat becule, dar foarte greu, pentru că aici e spațiu foarte mic. Și becule are ventilatorul mare și de-abia cumva l-a băgat tatăl meu, nu știu cum băgat a reușit. Cu fundul în jos aici, în spate, trase cablurile de aici și după aia a ridicat ușor încet de el și rotit puțin. Aha. Pentru că nu intră, efectiv, vedeți, uite, are strâmpt. Fundul ăsta mare, unde e ventilatorul, și strâmt aici, e foarte strâmt. Nu a fost ca aici. Aici, în partea asta, alta a fost mai ușor. Dar aici a intrat, de-abia a intrat. Am reușit să-l fixăm, am fixat și suportul. Acum stă mult mai bine. E bine acum. Ia un pic de lucru la suportul. Da. Da, deci e ok acum. Hai să facem probă. Să vedem dacă... funcționează sau nu funcționează. Băgăm în contact. Ha? Merge? Da, era pe faza lungă oricum. Am nimerit bine poziția? N-avem erori în bord. Ceea ce e bine. Dacă nu s-a prindea, trebuia rotit da. Mufa pusă invers. Da, are două așa ăștia LED. Dacă nu merge pe o poziție, trebuie rotit. Nu e ca la becurile normale care poți să-l pui oricum. Ăsta are plus minus. Exact. Și am terminat și asta. Am terminat în sfârșit. Hai să montăm la loc ăstea. Ne-am chinuit puțin. Am zis eu că 5-7 minute durează, dar n-a fost chiar așa. Nu e pentru că suportul nu e la fel de îngust ca și ăla de la bec. Da. E un pic mai gros. E puțin mai gros suportul și... ți-a mult până îl fixez la poziția lui. Da. Ia uitați-vă degetul meu. Cât am băgat la suport acolo, nu se vede. Nu se vede, dar e puțin roșu. Cât am tot încercat să bag la suport. Punem ăștia la loc. Aici am băgat priza din față. Priza de aer. Asta normal e o priză de aer. Da, reduce la filtrul de aer aici. Da, exact. Punem priza de aer înapoi. Și mai facem o ultimă probă să vedem și după aia mergem de seară cu ele să le testăm, să vedem diferență. Am filmat și înainte, deci o să fie ok, vedem dacă este diferența. Ar trebui să fie oricum diferență destul de mare.
Astea le păstrăm în caz de ceva. Cele care au venit de pe mașină sunt made in Germany. Stai să vă arăt. Cred că n-au fost schimbate niciodată. Gata. Ia uitați aici. Made in Germany. Da. Fain. Gata? Gata. Da, pot să verific. Mă duc să verific. Hai să verificăm. Ne uităm și în bord. Să nu fie erori sau ceva. Punem contactul. Oh, ok, tot ok. Bam, pareche. Ia să dăm drumul și la faruri. Nu avem nimic. Dăm faza lungă. Hai să mergem să vedem. E ziua. Ia să vedem. E ziua. Oh, oh, se vede deja pe ziua, se vede diferența. Ia uitați-vă. Uitați-vă ce diferență e între galbenul ăla halogen și LED. Da, foarte fain. Hai să vedem acum noaptea cum se vede. Mulțumim pentru ajutor. Mergem să le testăm. Gata, toată operațiunea s-a terminat. A durat ceva, deci a durat ceva pentru că v-am zis, a fost destul de greu acolo să le fixăm, mai ales suportul ăla, aia mi-a dat bătăi de cap să-l fixez, mă și doare degetul aici, deci nu mai pot, mă doare degetul că am tot încercat, dar până la urmă am reușit, l-am fixat bine, stau perfect și acum o să mergem, da, ați văzut diferența între alea și pe zi, ați văzut diferența între halogen și LED. Eu mi-aș pune și pe faza scurtă dacă ar fi legal așa ceva, pentru că, na, te ajută, îmbunătățește vizibilitatea. Dar asta este, rămân alea cum sunt așa și folosim faza lungă când avem nevoie. Acum așteptăm să se facă seară, mergem cu farurile și revenim și povestim. Bun, bun, am probat farurile și acum vreau să vă arăt și vouă. Astea sunt becurile de dinainte, le-am testat în același loc ca să vedeți și voi diferența și bineînțeles le-am mai testat și în altă parte. Deci acum avem faza lungă pe becurile vechi, așa se vede pe faza lungă pe becurile vechi, destul de slăbuță, zic eu. Și aici am mers puțin cu mașina și am dat faza lungă să vedeți cum se vede pe lângă porumb pe acolo, dar nu este, nu știu ce, adică se vede foarte slab. Aici am oprit și am încercat să dăm un pic pe faza lungă să vedeți cum se vede stâlpul din stânga de acolo. Destul de slăbuț, după cum vedeți, asta este faza scurtă și acum este faza lungă, stâlpul din stânga se vede destul de slăbuț. Am încercat să filmăm cât de cât ok, nu prea se vede foarte, foarte bine, dar astea sunt becurile vechi. Bun, și acum să vedeți cu cele noi, cu LED-urile, ia uitați-vă ce lumină fac LED-urile, cât se poate vedea pe telefon, adică este oricum diferență destul de mare. Asta este faza scurtă. Și acum vedeți ce slabă este faza scurtă și când o să dăm faza lungă o să se vadă mult mai bine, dar aici venea mașină. Hai să vedem cum se vede aici. Ia uitați-vă. Diferență foarte mare, se vede copacul de acolo. Am mai apropiat aici un pic mașina să vă arăt cât mai clar. Hai să stingem faza scurtă și acum să-i dăm faza lungă din nou. Ia uitați-vă, este ceva diferență, ceva destul de mare, zic eu. Ia uitați-vă și aici. Și am încercat în același loc să facem testul, să vedeți, uitați-vă diferența din același loc. Aici am încercat de aproape și aici de-am dus acolo lângă stâlpul respectiv, ca să vedeți cum se vede diferența dintre LED-uri și halogen. Cam asta a fost vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut, noi am testat becurile, din punctul meu de vedere merită, se văd foarte bine, adică pentru 159 de lei chiar schimbă diferență, chiar este o diferență destul de vizibilă. Eu zic că merită, dacă v-a plăcut clipul de astăzi și v-a ajutat, nu uitați să dați un like, un subscribe, dacă aveți întrebări sau orice comentarii le puteți lăsa în secțiunea de jos de comentarii. Și ne revedem la următorul cu, nu știu ce o să mai facem pe la mașină, deocamdată nu s-a mai stricat nimic, trebuie să reparăm senzorul, dar ne revedem bineînțeles în următorul pentru aia, așa că stați aproape. Numai bine, v-am salutat!